Am simțit nevoia să mai fac un filmuleț despre ce s-a întâmplat la Karlsruhe în sfârșitul lunii august, începutul lunii septembrie, adunarea generală a 11, adunarea generală a Consiliului Mondial al Bisericilor, pentru că aș vrea să vedeți cu ochii dumneavoastră și cu urechile dumneavoastră cum vă minte a ierarhia bisericească când vă spune că ea nu este atașată ecumenismului, că ea nu dorește împlinirea obiectivelor ecumenismului, care sunt distrugerea dreptei credințe și crearea unui creștinism fals, că cei care s-au ridicat împotriva luptei, au ridicat lupta împotriva ereziei din Creta, sunt niște rătăciți și că trebuie să stăm cu minți și să facem ceea ce ne spune ierarhia, indiferent de cât de eretică este aceasta. Sunt Mihai Silviu Chiril și vreau să vă demonstrez asta în câteva cuvinte. Cum, din simbolul sau din sigla adunării de la Karlsruhe, transpare mesajul eretic și al unității în diversitate dogmatică pe care îl transmite mișcarea ecumenistă din 2006 încoace, în mod oficial. Am vorbit ieri în cele două filme pe care le-am făcut despre ce au spus cei de pe site-ul ecumenii.org, adică site-ul Consiliului Mondial al Bisericilor, că înseamnă acest simbol. Da? Aceasta este sigla sub care s-a desfășurat întâlnirea de la Karlsruhe. Vedeți aici o cruce, un porumbel, un cerc și două drumuri care se întretaie. Ca un fel de ADN, dacă ar fi să zicem, și poate nu e chiar întâmplătoare asemănarea cu ADN-ul, dacă înțelegeți ce vreau să spun. Având în vedere ce s-a întâmplat în ultimii ani în lume. Bun. Este evident, chestia asta ar însemna cam așa, dacă ar fi să luăm ce au spus cei de pe site-ul WCC, CMB, ar însemna cam așa. Pace și unitate în numele lui Hristos pe căi diferite. Adică, pe căi diferite, cu toții ajungem la Hristos în pace și unitate. Cam asta vrea să însemne acest lucru. Ce înseamnă pe căi diferite? Ce înseamnă pe căi diferite? Înseamnă că fiecare cu zestrea sa dogmatică și tradițională participă la Biserica lui Hristos, așa cum o văd ecumeniștii, și ajunge alături de ceilalți la același Hristos. Adică, mai pe limba română, există mântuire și în afara Bisericii Ortodoxe și există mântuire pentru toți cei care se numesc creștini și au botezul creștin. Adică teoria ramurilor și teoria baptismală protestante puse în aplicare, la care participă și Biserica Ortodoxă Română și Biserica Ortodoxă Greacă. Am văzut că erau și delegație rusească, erau și o delegație probabil ucraineană. Bine, delegația ucraineană era probabil a celor care sunt schismatici direct. Participă delegații la această, am văzut la presa românească, s-a lăudat cu marile performanțe ale înalt preasfințitului Nifon, ale părintelui Saucă. Deci, toate acestea arată că, deși minte populația ortodoxă din România, ierarhia ortodoxă română participă la această organizație care urmărește unitatea în diversitate dogmatică. Ce înseamnă unitatea în diversitate dogmatică? Am explicat adineori. Popistașii, protestanții, ortodoxii, monofiziții, păgânii, toți merg spre Dumnezeu pe căi diferite. Și toți se întâlnesc la poarta Raiului sau sub crucea lui Hristos, cum arată simbolul acesta. Aceasta este esența ereziei ecumeniste pe care au enunțat-o la cea de-a noua întrunire de la Porto Alegre din Brazil din 2006. Deci la Porto Alegre în Brazilia în 2006 a avut loc cea de-a noua întrunire a Adunarea Generală a Consiliului Mondial al Bisericilor, unde s-a expus principiul unității în diversitate dogmatică, liturgică, canonică. Și citesc din cartea aceasta pe care eu v-am mai arătat-o, e cartea pe care am scris-o în 2017, răspunsul la
încercarea de manipulare pe care a făcut-o Patriarhia, convingându-i pe credincioși să accepte Sinodul din Creta. Citez. Membrii CMB participanți la adunarea generală la Porto Alegre au adoptat o declarație în care afirmă, citez din nou, mărturisim una sfântă, sobornicească și apostolească biserică, așa cum este exprimată în crezul Niceo-Constantinopolitan de la 381. Apropo de ce se laudă Patriarhia Română, noi la Creta am mărturisit una sfântă, sobornicească și apostolească biserică. Păi și la Porto Alegre au făcut la fel. Documentul explică faptul că biserica este una, dar, citesc din nou, este chemată să-și exprime unitatea într-o bogată diversitate. Adică, ați văzut cele două căi? Sunt două, pot să fie trei, pot să fie 10, deci căile acestea șerpuitoare, toate merg, se întretaie, se despart, se întretaie, se despart, toate merg înspre Hristos. Dar, bine, dacă ne uităm mai bine la simbolele trec de Hristos, dacă vă uitați mai atent cum este făcut acest simbol, da? Ele trec un pic dincolo de Hristos. Sigur, chestia ar putea să fie interpretată, dacă vreți, și ca o barcă care plutește pe valuri, da? Având crucea și unitatea creștină. Și aduceți-vă aminte de barca, care, de icoana aceea din Muntenegru, cu ierarhii de la Creta. Stați să vedem dacă o găsesc aici. Este cu siguranță. Uitați-o aici. Corabia ierarhilor de la Creta, în care cei care au participat la sinodul din Creta. Uitați, sinodul tâlhăresc reprezentat într-o icoană. Da? Uitați aici. Celebra icoană cu ierarhii din Creta, care sunt corabia bisericii și care ne duc spre mântuire după Creta. Da? Deci, indiferent cum interpretăm, cert este că e vorba despre ecumenism care ne duce spre mântuire, pe căi diferite. Și zice așa, biserica este apostolică pentru că există o singură învățătură apostolică, dar pot exista în mod legitim diferite formulări ale credinței bisericii. Ați înțeles? Există o singură învățătură apostolică, pentru că, adevăr, apostolii au dat o singură învățătură. Nu poți să spui că există 6 scrisori ale apostolului Iacov sau 500 de scrisori ale apostolului Pavel. Sunt câte sunt? 14, una, da, trei. Dar, vedeți ce zice aici? Pot exista în mod legitim diferite formulări ale credinței bisericii. Asta este mama diversității dogmatice. Deci, da, e adevărat, există o formulă ortodoxă, perfect. Dar ea nu este mântuitoare, singura mântuitoare, ne spune ecumenismul. Formula ortodoxă nu este singura mântuitoare. Poate să fie la fel de mântuitoare și formula protestantă și formula papistașă. Toate sunt mântuitoare. După declarația la Porto Alegre, biserica este sfântă pentru că Dumnezeu a creat un templu sfânt al tuturor care trăiesc în diversitatea Evangheliei a Lui. Înțelegeți? Deci biserica în accepția declarației de la Porto Alegre, care se reflectă în acel simbol de la Karlsruhe, vreau să spun în paranteză, cei de la Karlsruhe sunt un fel de sinod de la Creta. Pentru că dacă vă aduceți aminte, la sinodul de la Creta s-a spus, nu domnule, nu s-a stabilit nimic dogmatic, nu s-a stabilit nimic teologic, nu, s-au stabilit niște chestiuni de administrație, niște chestiuni de, s-au întâlnit bisericile, s-a făcut un exercițiu de sinodalitate, nu s-a întâmplat nimic altceva, nu s-a luat nicio decizie majoră. E, așa au zis și astea la Karlsruhe. Noi ne-am întâlnit aici ca să alegem conducerea organizației, da? Dar între timp ați văzut că s-au rugat împreună, s-au rugat și au rostit rugăciuni ortodoxe alături de tot felul de lălăituri protestante și au făcut predici ortodoxe alături de predici protestante și papistași și tot așa. Bun, și au lansat atașamentul față de adunările anterioare prin simboluri ca cel pe care vi l-am arătat. Deci, biserica este sfântă pentru că Dumnezeu a creat un templu sfânt al tuturor care trăiesc în diversitatea Evangheliei a Lui. Templul acesta sfânt este, de fapt, CMB-ul. Ei consideră că ăla este templul lor sfânt. Despre sobornicitatea bisericii, documentul spune,
Taina sobornicității este exprimată în fiecare comunitate de credincioși botezați în care credința apostolică este mărturisită și trăită, Evanghelia este propovăduită și se săvârșește Sfintele Taine. Fiecare biserică este biserica catolică și nu doar o parte a acesteia. Fiecare biserică este biserica catolică, dar nu întregimea acesteia. Fiecare biserică își îndeplinește catolicitatea când se află în comuniune cu celelalte biserici. Afirmăm că catolicitatea bisericii este exprimată cel mai vizibil în intercomuniune și o slujire recunoscută și reconciliantă. Da? Și mai există uneori, mai există un text în care ne arată biserica este și credința ortodoxă este bună și credința papistașă este bună. Nu știu dacă îl mai găsesc aici. Deci există un text al acestei adunări de la Porto Alegre, în care ni se spune că toate cultele sunt, de fapt, la fel de corecte, fără niciun fel de diferență între ele. Ia uitați-vă cum spune textul. Principiul unității în diversitate, citesc acum dintr-un alt document numit implicațiile eclesiologice ale propunerii documentului eretic, declarația la Toronto de către pseudo-sinod din Creta, citesc de pe mărturisirea ortodoxă site-ul meu, documentul a fost prezentat de către mine ca textul pe care l-am prezentat eu la conferința teologică de la Tesalonic din 2018, care a dedicat la 2 ani de când se făcuse sinodul din Creta, și în care deci a fost cumva punctul de vedere al nepomenitorilor ortodoxi care țin calea corectă a nepomenirii. Și în acest text am introdus acest cuvânt din Porto Alegre din 2016, din 2006, în care s-a statuat că diferențele interconfesionale trebuie înțelese ca varietăți ale expresiei evanghelice care îmbogățește viața comună. Citez din textul de la Porto Alegre. Varietatea expresiei evanghelice a cuvântului și a faptei îmbogățește viața comună. Formele diferite de expresie sunt prezente astăzi în viața și mărturisirea diferitelor biserici. Așa sunt, de exemplu, tradiția sfințeniei la metodiști, dogma răsplatei pentru credință și harul la luterani, viața într-un Duhul Sfânt la penticostal, primatul în slujba unității al Bisericii Romano-Catolice, valoarea intrinsecă în societatea anglicană, dogma îndumnezeirii corelate cu cea a sinergiei la ortodoși, în ce măsură punctele pe care le pune accentul constituie atitudini contradictorii sau expresia varietății legitime, accesul pus pe anumite chestiuni umbrește de predarea mesajului evanghelic. Deci, ca să înțelegeți despre ce e vorba aici, și la Porto Alegre și la Karlsruhe, ei spun așa, ortodoxii au valoarea lor, protestanții au valoarea lor, catolicii au valoarea lor, metodiștii au valoarea lor, luteranii au valoarea lor, toți împreună formează templul sfânt al lui Hristos și anume Biserica Catolică, nu Biserica Catolică Romană, Biserica Catolică, adică Biserica Universală pe care vrea să o construiască CMB-ul. Înțelegeți, fraților, că în această construcție a Consiliul Mondial al Bisericilor, Biserica Ortodoxă este doar o părticică, nu este prezentă acolo ca să-i aducă la ortodoxie pe ăia. Pentru că dacă era prezentă să-i aducă la ortodoxie, pe ea îi aducea la ortodoxie de 100 de ani de când este prezentă. Biserica Ortodoxă Română, Biserica Ortodoxă este prezentă în CMB prin Patriarhie Ecumenică din 1921, deci are 101 ani de când este prezentă la CMB. Dacă era prezent acolo pentru a face propovăduire și a-i aduce la Hristos pe protestanți și papistași, cu siguranță într-o 101 ani aveai timp să faci asta, fratele meu. Apostolilor au trebuit 20-30 de ani ca să încreștineze toată lumea romană. Și India, și Etiopia, și Egiptul, și toate alea. Deci, Biserica Ortodoxă, bisericile locale ortodoxe nu sunt prezente acolo pentru a-i aduce la credință pe protestanți și pe papistași. Pentru că dacă ar fi așa, nu ar fi existat această declarație de erezie curată de la Porto Alegre din 2006 și nu ar fi existat simbolul pe care îl vedeți dumneavoastră la Karlsruhe. Da? Deci, înțelegeți că vă păcălesc ierarhie și vă păcălesc toți acești preoți care spun că nu se întâmplă nimic.
Așa vă spun și politicienii, nu se întâmplă nimic și nu mă vă treziți nenorociți. Este același duh ecumenisto, securisto, globalisto, soroșisto, masonisto, ce vreți, care vă pune în fața faptului împlinit. Biserica este prezent, biserica nu, ierarhia ortodoxă română și celelalte ierarhii care prezintă, participă la CMB, sunt prezente acolo pentru a dilua învățătura ortodoxă. L-ați văzut pe Săucă, cred, care a spus, da, dar noi ne opunem relativismului dogmatic. A, da? Și atunci cum se face că simbolul de la conferința de la Karlsruhe înseamnă calea spre care se merge. Deci mai multe căi, mai multe cărări duc toate spre același lucru, da? Șerpuite toate, da? Apropo de simbolul șarpelui, biblic al șarpelui, în culori diferite, da? Arătând tradiții diferite, duc toate spre același Hristos. Asta e simbolul de la Karlsruhe. Dacă nu mă credeți pe mine, citiți-l pe document, adică nu mă credeți pe mine, nu trebuie să mă credeți pe mine. Vi l-am arătat și săptămâna trecută, da? Nu săptămâna trecută, în filmul trecut, vi l-am arătat ieri și vă arăt ce zice aici, da? The way, da? Uite, calea, vedeți jos, the way, acolo, da? Zice, toți venim din locuri diferite, culturi și biserici diferite. Mergem pe căi diferite, răspunzând chemării lui Dumnezeu. Suntem toți într-un pelerinaj în care ne întâlnim unii cu alții și ne bucurăm unii de alții într-o călătorie a păcii și dreptății. Diferitele căi reprezintă diferitele noastre călătorii, mișcări. Libertatea și vibranța vieții noastre care conduce Consiliul Mondial al Bisericilor și al membrilor săi pe întreaga planetă. Da? Deci cu toții suntem în diferite, venind pe diferite căi, dar mergem toți și răspundem la chemarea lui Dumnezeu, la mântuire. Da? Suntem pe ne bucurăm de o călătorie a dreptății și a păcii. Da? Deci, înțelegeți limbajul duplicitar și minciuna, ca să nu mai avem discuții. Da? Înțelegeți limbajul duplicitar și minciuna. Deci, ei degeaba vă spun dumneavoastră, ia uitați aici este și mai, ia uitați mai jos, ia uitați simbolul, vedeți? Le vedeți? Astea sunt căile, ele sunt puțin colorate și în simbolul LGBT, pentru că participă acum și LGBT-ul la chestia asta, dar astea sunt căile pe care mergem cu toții din mișcarea ecumenistă, mergem cu toții spre același drum, ne zice aici, da? Mergem cu toții către aceeași cărărușă, da? Ia să vedem ce zice despre cerc. Fiți atenți ce zice despre cerc. Întreaga lume locuită, icumene, asta înseamnă limba greacă, cercul aduce un sentiment al unității și scopului comun și a unui nou început. Cercul este inspirat și din conceptul de reconciliere. Așa, în calitate de creștini, suntem reconciliați suntem împăcați cu Dumnezeu prin Hristos și în calitate de biserici, suntem instrumente ale iertării și dragostei în interiorul și în afara comunităților noastre. Mișcarea ecumenică a răspuns la chemarea pentru unitate și reconciliere prin muncă susținută și prin acțiuni care vizează o societate mai bună și mai inclusivă și o grijă față de Creatorul Dumnezeu. Deci socialism și ecologism sub standardul Hristos. Nu să înțelegeți despre ce e vorba. Ei mint și spun, da, noi ne opunem relativismului dogmatic, dar la Porto Alegre de ce nu v-ați opus?
dar la Busan, unde s-a vorbit despre faptul că nu se mai știe care e Biserica lui Hristos, iar episcopul Nifon a fost principalul vorbitor care a spus că s-a pierdut unitatea creștină și nu mai știm pe unde este. Nu putem să spunem că e în Biserica Ortodoxă. Nu, Dumnezeu știe unde e Biserica din Ierusalim aia a Sfinților. Motiv pentru care Serafim de Pireul a numit eretic pe înalt preasfințitul Nifon, ambasadorul și reprezentantul Bisericii Ortodoxe Române, în dialogul ecumenic și cu Săucă. Deci, practic, vă dați seama, fraților, în ce bătaie de joc, ca să-i țină legați pe ortodoxi, le-au dat funcții. Au zis, bă, nu ne murdărim noi, ia pune-l mă pe Săucă să se murdărească el. Lasă-l mă să conducă el. Ca dacă la o chestie să se spune, dar n-am greșit noi, a greșit ortodoxul. Da? Și ei se bucură și toată presa. Vai, Biserica Ortodoxă Română este farul călăuzitor al mișcării ecumenice. Deci suntem europeni, suntem mondiali, suntem globali, suntem moderni, suntem tot ce vrei. Da, sunteți toate astea, dar nu sunteți ortodoxi. Doamne ajută!